Cred că promovarea în public a valorilor noastre ca și creștini ne dă putere, ne dă forță. Mă gândesc la faptul că marile națiuni, națiunile dezvoltate care au ajuns și au făcut ceva, au plecat de la baza valorilor creștine. N-aș vrea să numesc neapărat niște țări acum, însă sunt multe. Mă gândesc chiar la România. Imediat după Revoluție am încercat să vedem oamenii care au suferit datorită persecuțiilor pentru că au afirmat aceste valori, iar poporul român a încercat să-i găsească și cumva să facă o reconciliere, deci recunoștea valorile pe care le au. Cred că noi e important să rămânem cu aceste valori, să reprezentăm generației tinere, pentru că aceasta le va da substrat, le va da valoare în credința lor, în faptele, în orientările pe care ei le au.